Acest program este oferit de Maurer Imobiliare. În câteva momente la Business la Superlativ. Când vorbim de investiții la bursă sau de listare la bursă, vorbim de un anumit grup de companii. În primul rând cu istoric, dar și cu o profitabilitate ridicată. O companie mare, de regulă. O companie care a trecut deja de stadiu de startup. Bun găsit! Urmăriți Business la Superlativ, emisiunea care redă profilul unor antreprenori de top și prezintă agenda celor mai importante evenimente din mediul de afaceri. În această seară vom discuta despre relația investitorilor cu companiile listate la bursă. Alături de mine va fi Daniela Șerban, președintele organizației ARIR. Dar până atunci urmărim agenda de business. Pe 29 octombrie, în București, a avut loc conferința Agribusiness. Vorbim despre un eveniment organizat de Ziarul Financiar cu scopul de a promova agricultura românească. Cum poate deveni România un exportator net de produse alimentare și cine sunt noi investitori în agricultura românească au fost întrebările cheie ale conferinței. În perioada 14-17 noiembrie, la Romexpo, va avea loc Târgul de Turism al României. Vorbim despre un eveniment cu tradiție pe care Centrul Expozițional îl organizează de două ori pe an. Târgul de Turism al României contribuie la consolidarea industriei turismului din țara noastră prin promovarea zonelor de atracție turistică și a serviciilor din România. Agenda de business se oprește aici, dar până la discuția cu invitata mea, urmărim împreună rubrica Profil de Antreprenor. Daniela Șerban este omul acțiunii și în ultima perioadă m-am implicat în mai multe proiecte care sunt foarte orientate spre rezultat. Și vorbim de un profesionist care a plecat din finanțe, a adăugat puțină comunicare și în acest moment este implicat în mai multe ONG-uri. Susțin afacerile sustenabile, dar și o viață sănătoasă. În ultimul rând sunt pasionat al investițiilor, dar și mămică de gemene. În această seară la Business la Superlativ vorbim despre Asociația pentru Relația cu Investitorii la Bursa de Valori. Alături de mine este Daniela Șerban, președintele acestei asociații. Bună seara, Daniela, mulțumesc tare mult pentru prezență. Bună seara și mulțumesc pentru invitație. Asociația pentru Relația cu Investitorii la Bursă, pe scurt ARIR, este o asociație interesantă, este un ONG și o să pornim această discuție de la implicarea antreprenorilor în astfel de ONG-uri. Cum apare ideea acestei asociații și cum apare ideea ca tu să fii președintele asociației? Da, o întrebare foarte bună, că de mai rar vorbim despre cum încep anumite proiecte, ci doar de rezultatele când ele deja funcționează. Ideea asociației s-a concretizat anul trecut, la un an de la plecarea mea din cadrul Bursei de Valori București, unde am stat timp de șapte ani și nu doar am stat, ci chiar m-am implicat în diverse proiecte, în special în educație, proiecte de educație financiară, dar și în promovarea pieței de capital în afara țării, în rândul investitorilor străini. E bine, pe parcursul anului trecut, împreună cu mai multe companii listate la bursă, am decis înființarea acestei asociații cu scopul de a contribui la implementarea celor mai bune practici în comunicarea companiilor listate la bursă cu investitorii. Și aici aș merge un pic mai în spate, și anume în momentul în care companiile sunt listate la bursă, au nevoie de o persoană sau mai multe persoane care să țină legătura fix cu acești noi investitori pe care îi atrag în companie. Și sigur că România fiind o piață în dezvoltare, mai avem pași de urmat pentru a ajunge la cele mai bune practici în comunicarea cu investitorii. Înțeleg așadar că nu existau acele persoane sau poate încă nu există chiar și la companiile mari care să țină legătura cu investitorii. Vorbim despre investiția la bursă și până să dezvoltăm rolul asociației și ce e de făcut, care sunt condițiile pentru ca acest circuit să funcționeze formidabil, trebuie să înțelegem și eu, poate și publicul meu, care este ideea cu această investiție la bursă, ce înseamnă ea, ce companii pot face listarea la bursă și când e momentul. Când vorbim de investiții la bursă sau de listare la bursă, vorbim de un anumit grup de companii. În primul rând cu istoric, dar și cu o profitabilitate
ridicată. O companie mare, de regulă. O companie care a trecut deja de stadiul de startup sau de primele etape sau primii ani de funcționare, care are un produs sau are o poveste, are un plan concret de dezvoltare sau de extindere, de achiziție sau de creștere organică, de ce nu? Deci o companie care dorește să vină la bursă are nevoie fie de finanțare, fie de un exit sau de vânzarea acțiunilor deținute de actualei proprietari. Se poate pune întrebarea între a face exit și a lista compania la bursă? Nu este un egal. Adică sunt două opțiuni, să fac A sau să fac B? Sunt mai multe combinații, dar unul din motivele pentru a veni la bursă este în momentul în care, de exemplu, este o afacere de familie sau sunt 2-3 acționari semnificativ și aceștia doresc să vândă sau unul dintre ei dorește să vândă. O opțiune de a vinde acele acțiuni este prin listarea companiei la bursă. Însă, în tot acest context, poate exista și situația în care o companie are nevoie de bani și nu vinde nimeni din actualii acționari, ci pur și simplu se atrag noi acționari care vin cu nou capital în companie. Bursa trebuie văzută, în primul rând, ca o sursă de finanțare. Și de ce spun asta? Pentru că acolo găsim banii investitorilor. Dar ca să ajungem la banii investitorilor, ar trebui să comunicăm la un anumit nivel, să ne prezentăm la... Să fie un produs excelent. Să arătăm foarte deci bine. Deci milionarii nu investesc așa în orice produs. Sigur. Sau în orice companie. E foarte important să creăm această relație de încredere între o companie și investitorii săi și sigur că de-a lungul timpului, dar nu doar în România, dar și în afară, au fost situații când companii sau antreprenori au abuzat de această relație de încredere și lucrurile nu s-au încheiat foarte bine. Adică avem și cazuri de faliment, nu doar în România, peste tot în lume. Avem și cazuri de bani pierduți de ambele părți. Dar bursa înseamnă, în primul rând, încredere. Încredere între investitori și încredere între companii. Și când această relație este de bună credință de ambele părți, atunci este un proiect de succes, este un proiect în care o companie poate crește cu ajutorul banilor investitorilor. Și ce mai este important să punctăm este că o companie nu ajunge chiar din prima la bursă. Este important să crească și să atragă în prima etapă poate un investitor mai sofisticat sau un fond de investiție cu care să se obișnuiască și cu anumit nivel de raportare și de transparență și după aceea să facă pasul spre bursă. Deci sunt mai mulți pași, depinde acum de nivelul la care se află compania. Acum sunt mai multe întrebări care vin la pachet cu această primă întrebare și trebuie să întreb dacă investitorul, după ca sau grupul sau dacă fondul de investiții alege să investească sau să cumpere compania mea sau doar să aibă X% din acele acțiuni. În momentul în care o companie dorește să se listeze la bursă și intenționează să atragă un număr mare de investitori, se face o ofertă publică. În această ofertă publică se supune atenției un plan, un proiect. Se numește un prospect de listare. Și în acel prospect se descriu, sigur, planurile, strategia și prețul. Da? Există un interval de preț la care compania își oferă acțiunile, de aceea este ofertă publică. Și în funcție de cererea investitorilor, după ce au analizat aceste documente, se stabilește prețul final al tranzacției. Practic, se face o tranzacție în momentul în care compania se listează la bursă. Acela este primul pas. De astfel, e greu să alegi investitori individuali, ci investitori individuali te aleg pe tine în corect. Cadrul acestei tranzacții și în cadrul acestei oferte. De aceea e important acel preț de pornire, acel preț de IPO sau de listare, pentru că față de acel preț, după aceea ne raportăm întotdeauna când evaluăm compania. Că la bursă, fiind tranzacții zilnice, în fiecare zi avem un nou preț sau în fiecare moment în care se realizează o nouă tranzacție, avem un nou preț. Acest preț, mulțit cu numărul de acțiuni existente a unei companii, dă valoare acestei companii. Și poate sunt mai populare acele IPO-uri ale Facebook sau LinkedIn, corect. Care au făcut foarte mult zarvă în jurul lor. Listarea la bursă atrage notorietate? Cu siguranță.
Și tind să cred cu o notorietate bună dacă bună. Faci lucrurile bine. Uh-huh. Au fost și situații când lucrurile poate n-au mers chiar sau foarte bine. Sau semne de întrebare, de ce listezi compania, ai nevoie de bani sau nu-ți merge bine? Sau nu mai întrebare. Ești în stare să faci managementul financiar al companiei? Nu e vorba de a nu a fi în stare, dar primele întrebări sunt de ce te listezi, pentru că e foarte importantă motivația din spate, ce vrei să faci cu banii, cât voi câștiga de pe urma ta, corect. Ok, investesc, da, cât și sigur. Când? Și când? Cam asta când, când estimezi tu că, nu știu, deschizi încă 20 de magazine uh-huh. sau cumperi într-o altă țară o clinică? Uh-huh. Depinde de fiecare companie deci, în parte. Deci, practic, banii pe care îi obții de la investitor ar trebui rulați, dezvolte un alt business sau compania uh-huh. la un alt nivel, cumva. În momentul în care atragi bani de la investitori, trebuie să știi de ce îi atragi și pentru ce proiect și care sunt planurile concrete. Deci pentru nu că... pentru vacanțe sau pentru bunăstarea personală, niciun caz. Nici în cazul unei private, de companii private nu ar trebui să fie să așa, face corect. Asta. Da. Și în momentul în care o companie se listează la bursă, are o raportare a rezultatelor financiare la 3 luni. Uh-huh. Deci nici n-ar putea să ajungă prea departe. Dar ne raportăm la acea tranzacție inițială pentru a vedea evoluția în timp. Și în momentul în care ai cumpărat la momentul listării, e decizia ta uh-huh. cât ții acțiunile, dacă ești mulțumit de ce uh-huh. se întâmplă cu uh-huh. acea companie uh-huh. de-a lungul timpului. Dacă tot vorbim despre teme și despre întrebarea când, trebuie să înțelegem cât timp durează listarea la bursă, adică în momentul în care am decis eu în calitate de administrator al companiei sau, nu știu, acționar principal, cât durează procesul de listare și când se finalizează acest proces? Procesul de listare poate dura oricât de mult timp are nevoie o companie să fie pregătită, însă din momentul în care este foarte decisă și să spunem că are pregătite toate procesele interne și este o companie de dimensiuni mari sau rezonabile, cred că mai puțin de 6 luni nu putem să discutăm, dar până și această etapă premergătoare este foarte importantă în care testezi puțin reacția investitorilor, vorbești cu niște consultanți, îți reorganizezi intern procedurile, uh-huh. departamentele. Deci etapa prelistare uh-huh. poate dura de la 6 luni și la 2, 3, 4, 5 ani. În anumite situații, companii interesate de listare la bursă, fiind în fața investitorilor sau în fața unor discuții, au fost în situația în care trebuiau să și aducă noi oameni sau să angajeze oameni sau să înlocuiască oameni, să asigură anumită diversitate a Consiliului de Administrație. Foarte interesant. Deci în condițiile acestea procesul de angajare uh-huh. durează în uh-huh. funcție de fiecare uh-huh. companie în parte. Dar este foarte important ca o companie să fie pregătită de acest moment și au mai fost situații în care motivația din spatele listării la bursă a fost chiar păstrarea controlului asupra companiei. În momentul în care există un business de familie și vrei să crești, dar totuși ai nevoie de bani, nu atragi un fond sau două fonduri, sau nu vinzi pachetul majoritar, ci corect. Rămâi tu majoritar uh-huh. și listezi o parte uh-huh. minoritară deci de acțiuni. Deci aici companiile sunt mai multe investitori. Categorii, așa cum și investitorii, că poate, dacă sunt investitor, îmi doresc pachetul majoritar, că de-aia vreau să cumpăr, nu să am puțin. Sau depinde, sau îmi doresc să am acțiuni puține în fiecare, mai multe companii. Deci în momentul în care o companie care este afacere de familie se listează, își dorește să păstreze controlul acelei companii. Dacă vorbim de un investitor care își dorește controlul acelei companii, este un investitor strategic. Corect. În principal, la bursă vorbim de poziții minoritare sau uh-huh. de acțiuni sau de pachete minoritare, că de aceea mergem la bursă ca să avem mai mulți investitori mai mici corect. Decât unul mai mare. Dacă avem 2 acționari într-o uh-huh. companie, nu ai de ce să o ții listată la bursă. Uh-huh. Uh-huh. Cine ajută aceste companii? Pentru că poate chiar dacă au, nu știu, foarte mulți ani pe piață și chiar dacă au cifre de afaceri mari, sunt ține de educație și de cultura de business. Poate sunt, nu știu, o companie de familie care produce, nu știu, cosmetice din Cluj și așa mai departe. Habar n-au care e ideea cu listarea la bursă, n-au foarte multe informații, este o companie mare. Cine îi ajută să înțeleagă acest proces și cine îi pregătește pentru ceea ce înseamnă listarea la bursă? Cred că sunt foarte multe... Există cursuri în acest sens?
Nu e vorba de cursuri, e vorba de expertiză. E clar că ai nevoie de consultanță juridică, dar ai și nevoie de consultanță poate de management. Corect. De viziune, de strategie, de clarificare. Adică nu te-ai decis într-o zi și de mâine încerc să fac asta. Sau am auzit eu că ar fi bine să listez compania. Da, legat de persoanele efectiv implicate, sigur că prin ARIR noi oferim astfel de cursuri împreună cu asociația corespondentă din Londra, unde persoanele responsabile de relația cu investitorii pot să obțină această certificare. Uh-huh. Însă este important să discuți și să te întâlnești cu cât mai mulți investitori, brokeri, consultanți, astfel încât să fii pregătit și să înțelege acest proces. Da, și văzând și făcând, iarăși, nicio companie nu seamănă cu alta, sigur că sunt anumite bune practici pe care poți să le urmezi, să te întâlnești cu investitorii cât de des posibil, să ai conferințe telefonice la rezultatele financiare, să faci prezentări, să le dai multe informații, să le descrii foarte bine ce faci. Sigur că asta se poate face, dar e importantă determinarea, viziunea, strategia și contează foarte mult personalitatea și a managementului, a reprezentanților companiei, dar și, până la urmă, unicitatea companiei. Nu trebuie toate să fie la fel sau toate să urmeze un anume standard. Bursa este un intermediar de încredere, pentru că poate un investitor mă vede la o conferință unde eu îmi prezint afacerea, așa cum se mai întâmplă, poate de ce nu la BNI, și pot să-l atrag pe investitor fără a fi la bursă. Care e totuși avantajul dacă compania mea este listată acolo? Trebuie să privim bursa ca un teren de joc. Ca un teren de fotbal, unde jucătorii sunt companiile listate. Vorbim de un arbitru, vorbim de un antrenor. Antrenorul poate fi Bursa de Valori București ca instituție. Arbitru este autoritatea de supraveghere financiară care setează cadrul de reglementare. Și vorbim de investitori care se uită la ce se întâmplă pe teren. Da? Investitorii care stau în tribune. Acum, avantajele de a fi listat la bursă sunt în principal de notorietate, de vizibilitate, de încredere, dar și de performanță. Pentru că în momentul în care o companie iese în fața publicului, pentru că în momentul în care te listezi, de ce se spune că devii o companie publică? Pentru că toți ochii sunt ațintiți asupra ta. Internațional vorbind, nu doar din România. Și local și internațional, sigur. Am avut, listarea Purcare a fost și în Financial Times. Deci, cu siguranță sunt oferte publice care se remarcă și local și internațional. Am avut și companii dublu listate. Electrica, de exemplu, a fost cel mai mare IPO din România, cu siguranță, listat și la București și la Londra. Romgaz, iarăși, a fost o tranzacție foarte reușită. Deci, în momentul în care ieși în public, te prezinți foarte bine, ai un plan, o strategie, faci lucrurile foarte bine, sigur că ai doar de câștigat. Ai de câștigat în fața investitorilor, în fața partenerilor de afaceri, în fața comunității și în afară există chiar proiecte care se numesc sau merg sub umbrela acționează ca o companie listată, pentru că acest nivel de transparență, de guvernanță îți arată de fapt faptul că tu ești responsabil și ai o viziune pe termen lung asupra ce vrei să faci. În momentul în care decid să listez compania de familie la Bursa de Valori de la București, iată, eu trebuie să plătesc cumva și autoritatea de supraveghere financiară și toate aceste mecanisme care mă ajută pe mine în tot procesul de listare? Cu siguranță este un cost aferent. Există un cost a consultanței până la a ajunge acolo și există un cost per tranzacție. Fix dacă ne referim la tranzacția în sine, de exemplu, investitorii nu plătesc comision. Da? Deci există o excepție la cumpărare, dar există un comision la vânzare procentual din valoarea tranzacției. Acum trebuie puse în balanță sursele de finanțare. Sigur că cel mai simplu sau natural sau ca prim pas mergem la bancă, ne împrumutăm cu un anumit cost. Mai există o altă sursă de finanțare prin intermediul obligațiunilor, care poate fi un prim pas spre listarea la bursă. Când vorbim de obligațiuni, vorbim de un împrumut. Corect. Pe 2, 3, 5, 7 ani, iarăși cu un procent aferent, cu un cost aferent. După aceea vorbim și de
această listare la bursă, unde față de obligațiuni care sunt doar un împrumut, aici vorbim și de o implicare a investitorilor în companie. Deci la obligațiuni nu îți vine nimeni în companie, corect, să spună, corect, știi, m-am gândit că nu e bine ce ai scris tu în raportul, da, trimestrial. Te împrumută și doar atât. Da. Deci vorbim de mai multe surse și când vorbim de cost, e bine să le analizăm pe toate, e bine să, să vedem exact situația companiei în acel moment și planurile pe termen lung. Pentru că odată listat, nu e atât de simplu să te delistezi. Corect. Adică nu, este o decizie... Nu e așa, rupi un contract și te-ai scos de acolo. Nu, e o decizie pe care trebuie să o iei cu suficientă maturitate, de ce nu? Da, și da. Apropo de credit bancar, dacă, nu știu, compania mea are un credit la bancă, ce fac în momentul în care se listează, ce spune investitorul despre acest credit, îl acoperă sau mă preia așa la pachet, așa cum sunt? Gradul de îndatorare este ceva absolut normal și este o etapă în creșterea unei companii în care chiar se recomandă creditul bancar și e foarte bine să crești și pe datorie. Da. Și asta... Să recunoști că ai nevoie, e mare lucru. Da, cu siguranță. Nu... Chiar și Warren Buffett sau sunt americani, se susține, adică e important. Ideea aceasta, da, sigur. Sigur, se susține această idee și e foarte bine să crești și pe datorie. Contează însă gradul de îndatorare și sigur, există un nivel acceptabil în funcție de companie, în funcție de industrie, în funcție de creșterea companiei de la an la an. Acum, banii investitorilor nu sunt de dorit să fie folosiți pentru rambursarea celor credite, însă se mai întâmplă și astfel de situații. În principal, banii investitorilor trebuie folosiți sau se folosesc pentru creștere, pentru dezvoltare, pentru că doar dacă luăm niște bani să dăm... Corect, un ajutor real de evoluție, nu neapărat pentru o necesitate, sigur, sau pentru o eroare, sigur, pe care a făcut o companie. Și foarte multe companii au și datorii la bancă, au și obligațiuni, sunt și listate la bursă, deci face sunt parte diferite din procesul de creștere, niveluri de, de finanțare. Daniela, lumea de business te asociază cu Bursa de Valori de la București și trebuie să înțelegem cum începe activitatea ta acolo și uite că ea continuă și în prezent, chiar dacă prin intermediul acestei asociații. Da, la Bursa de Valori București am ajuns în 2010. Atunci veneam de la Money Channel, care era prima televiziune de business din România, unde acopeream Bursa de Valori București și piețele din regiune. Iar în cadrul Bursei de Valori București am fost primul reprezentant în relația cu investitorii după listarea companiei în 2010, rol în care am rămas timp de 7 ani, până în 2017. Ulterior am făcut pasul către consultanță, însă mi-am dorit să rămân aproape de bursă și, drept dovadă, nu am cum să nu vorbesc despre acest subiect, pentru că sunt în piața de capital din 2005, chiar din studenție. Proiectul ARIR este un proiect care arată foarte mult entuziasm, nu doar al meu, dar și al companiilor listate. În primul rând de a arăta mai bine, de a comunica mai bine cu investitorii, de a avea o cooperare mai bună între companii și investitori, iar scopul tuturor este dezvoltarea pieței de capital din România. Și aici aș aduce în discuție și anunțul recent al FTSE Russell, prin care piața de capital din România a fost promovată de la statutul de piață de frontieră la statutul de piață emergentă, ceea ce a confirmat că în ultimii ani piața românească a mers pe drumul cel bun și a fost remarcată, văzută de investitori și sunt indicatori care sunt în creștere acolo. Deci Bursa de Valori de la București este văzută așa într-un top 5 internațional, bine, în top 10, cam pe unde ne situăm, după cine? Ei bine, în acest an piața românească a fost printre primele în lume din punct de vedere a randamentelor pe care le-a oferit investitorilor. Chiar peste 30% datele de acum câteva săptămâni. Am bătut piețe de frontieră recunoscute. Bine, dau exemplu Cuveitului sau Rusiei. Wow. Deci am avut randamente foarte bune în acest an. Investitorii au intrat la cumpărare încă... Acum trebuie să privim puțin și în context. Corect. În ultimii 5 ani bursa a adus-o foarte bine. Companiile au crescut în linie cu economia, unele mai legate de economie, altele mai puțin legate efectiv de mersul economiei, însă piața românească este recunoscută prin
companii mari, stabile, care plătesc dividende foarte mari. Și am atras investitori și internaționale și locali. Deci, cel puțin în acest an, piața din România s-a remarcat la nivel internațional și mai mult odată cu acest anunț al FTSE Russell, care sigur că a făcut înconjurul lumii și a contat foarte mult în ochii investitorilor. Uh-huh. Foarte interesant. Înțeleg așadar că Bursa de Valori susține cumva un vector principal pentru economia unei țări. Și Bursa de Valori de la București susține economia națională, dacă ne raportăm la investitorii care investesc în companiile noastre. Bursa de Valori București este un vector, cu siguranță. Este un loc unde sunt listate cele mai mari companii românești sau printre cele mai mari companii românești. Când ne raportăm însă la rolul unei burse într-o țară, e bine să ne uităm la raportul dintre valoarea tuturor companiilor listate și PIB. Uh-huh. Ori în România acest indicator este până în 15%. Ceea ce e bine, e rău? Comparativ cu Europa, unde vorbim de în jur de 50%, mai avem până ajungem la acel indicator. Uh-huh. Și aici este foarte important ca la bursă să ajungă tot mai multe companii private, tot mai multe companii noi și astfel să crească în relevanță. Corect. Până ajunge acolo, sigur că nu e ușor și nu e simplu, dar este un proces în care atât companiile merg pe acest drum al educației, al interesului, dar și investitorii de cealaltă parte trebuie să vină cu cultura investiției, pentru că în ultimii ani accentul s-a pus și pe educație financiară, pentru că vii cu educația antreprenorială, dar și cu educație financiară mai bună, ambele cu accent mai mare, astfel încât la mijloc să ai chiar o piață efervescentă a tranzacțiilor. Ține de dimensiunea și de cultura de business dintr-o țară, practic. Deci da, chiar vorbeau Bursa din Polonia, care este una dintre cele mai dezvoltate din regiune, că le-a scăzut foarte mult numărul de tranzacții. Nu știu, de la 100 la 20 sau ceva de genul ăsta. Noi vorbim încă de un număr redus al ofertelor publice inițiale sau al companiilor care se listează la bursă, dar față de 10 ani în urmă am avut companii private care s-au listat la Bursa de Valori București și sunt exemple de succes, chiar Teraplast, care a făcut 10 ani de la listare, MedLife și alte companii care au venit în ultimii ani la bursă. Incertitudinea politică, nu știu, scade cumva acest proces de 15% sau influențează destul de mult în relația cu investitorii care aleg să investească în companiile românești? A fost o situație Adică anul deosebită. Acesta sunt alegeri. Care va fi cumva destinul bursei dacă ne raportăm la acest aspect? A fost o situație deosebită în decembrie, atunci când a fost acel OUG 114 și care a luat prin surprindere mai mult piața, pentru că erau perspective foarte bune. Sigur, erau câteva discuții legate de taxa pe bănci sau anumite taxe pe care ar fi putut fi impuse companiilor private, însă a luat prin surprindere, prin rapiditatea și impactul potențial al acestui OUG. Într-un final, lucrurile s-au rezolvat sau acel OUG a fost modificat, însă în decembrie a fost o scădere destul de mare a indicilor principali, pentru că investitorii s-au speriat și au vândut. Am înțeles. Au zis, aoleu, să fie dezastru. Sigur că lucrurile au revenit, deci această incertitudine pe plan politic este caracteristic unei piețe de frontieră sau în dezvoltare. Adică un investitor când își asumă să investească în România, își asumă și acest risc politic practic, sau risc de țară. Care, până la urmă, există în orice regiune. Care se transferă în randamente. Adică vrei să câștigi mai mult, riști mai mult. Vrei să câștigi mai puțin, te duci într-o țară ca Germania, unde știi sigur că vei câștiga 2-3%. Da. Deci e vorba de decizie și acum în România ultimilor 10 ani întotdeauna a fost incertitudine, ceva. A fost, sigur că dacă ne uităm în spate, momentul 2007 a fost foarte important pentru noi toți. Am trecut și noi printr-o criză. După chiar 2008 și a fost un moment de cumpănă și pentru bursă. În 2009 a fost o scădere chiar de 80% a indicilor principali. 2007 a fost important, 2008, dar după ne-am aliniat și noi acestei scăderi. Acum, din perspectiva impactului politic, sigur că 2 ani electorale sunt dificili,
pentru că aici ne referim și la planurile companiilor în listarea la bursă, pentru că nu prea știu pe ce să-și fundamenteze bugetele, strategiile, corect, planurile, dar sunt și companii de stat care ar putea să se mai listeze la bursă, cum este și cazul Hidroelectrica. Corect. Și într-o perioadă în care există incertitudine. Și de care depinde de, și depinde de o decizie politică. Corect, corect. Vorbim despre economia națională, vorbim despre companii românești și trebuie să știi că aici la Business la Superlative avem o campanie denumită chiar așa, susținem economia României prin consumul de bunuri și servicii românești. Ești adept aceste campanie. Felicitări pentru această campanie. Cu siguranță este important să încurajăm mediul de afaceri cât de mult posibil, să fim solidari cu acesta și din punctul nostru de vedere este important să avem un mediu antreprenorial sănătos, predictibil, dar și competitiv. Și aici vorbim și la diferențele și de diferențele între mediul de afaceri sau cum activează o companie locală față de cele străine. Și iarăși este și un proces de învățare, atât pentru companii, cât și pentru antreprenori în sine. Da, aud foarte multe răspunsuri de tipul aș consuma, să zicem, legume și fructe, cele mai banale de bază produse, dar nu am de unde, pentru că, uite, calitatea din România nu e cum e, nu se investește foarte mult în agricultură și atunci, oricât de mult mi-aș dori să fiu patriot, va trebui să mănânc legume importate. Da. Da, e o discuție foarte amplă și legislativă, apropo de standardele de calitate din România față de alte țări, dar și de oportunitățile în care micii antreprenori să-și desfășoare activitatea. Acum trebuie să știm și puțin în adâncime cum este structurată economia românească, și anume că sunt câteva companii mari care sunt de stat, sunt câteva companii mari care sunt multinaționale sau sunt deja achiziționate de companii străine. Mai sunt câteva companii mari, antreprenoriale sau de familie. Și după aceea venim către foarte multe companii mici și mijlocii, cu puțini angajați sau cu o singură sursă de venit. Și sigur că în ultimii ani au urcat foarte mult companiile sau antreprenorii din IT. Și cred că este important să punem un mai mare accent pe afacerile cu valoare adăugată, cele care creează produse, corect, corect, sau au servicii și care vor contribui la dezvoltarea țării sau economiei, nu doar acum când se înființează, ci în 3-5 ani. Sunt trenduri, Daniela, pentru că am răspunsul tău cu privire la această campanie. Vreau ca împreună cu telespectatorii să urmărim reacțiile antreprenorilor prezenți aici la Business la Superlativ și ne întoarcem în platou. Majoritatea partenerilor noștri sunt companii românești și antreprenoriale. Și țineți la acest foarte aspect. Mult, foarte mult. Mi se pare că numai așa putem contribui cumva la creșterea mediului de afaceri și a creșterea încrederii în produsele și serviciile românești. Consum și servicii made in RO. Cel mai relevant exemplu ar fi faptul că săptămânal mă aprovizionez de la Obor, piața Obor din București, cu deci produse românești. Deci alimentația trebuie să fie neapărat românească? Pe alimentație, da. Produse cât se poate de autohtone, cât mai puțin prelucrate și clar că acestea sunt în jurul nostru. Îmi place foarte mult mâncarea românească. Ce este trist în ziua de astăzi este că nu te mai poți axa sau nu mai poți crede că tot ceea ce vezi pe hârtie este și românesc, să zicem așa. Însă merg de la premisa că ceea ce am mâncat este o mâncare românească, gustoasă, sănătoasă și în același timp este ceva care îl întâlnesc nu destul de des. Câteva momente la Business la Superlativ. Acest ONG și ARIR și așa l-am pornit. Inițial timpul alocat acestui proiect nu era foarte mare în momentul înființării, însă a crescut în ultimele 6 luni și pe măsura creșterii timpului alocat au crescut și proiectele. Am revenit și suntem în continuare la Business la Superlativ. Vorbim cu Daniela Șerban și punctul nostru de pornire și această emisiune s-a axat cumva pe implicarea antreprenorilor în ONG-uri, în antreprenoriatul social. Și trebuie să întreb pe tine dacă antreprenoria social înseamnă numai acte de binefacere sau alocarea din timpul meu pentru a fi bine, de exemplu, investitorilor sau companiilor care se listează la bursa de valori. Cred că este un punct foarte important atins de tine și cred foarte mult în conectarea mediului de afaceri mai mult cu cel al ONG-urilor. Și
spuneam în prima parte a emisiunii că acest proiect este plin de entuziasm. Și eu îl văd ca pe un proiect de responsabilitate socială, pentru că este o responsabilitate mai mare față de părțile interesate în jurul unei companii. Îți pasă mai mult și arăți acest lucru. Și de țară, până la urmă. Față de ce se întâmplă în jurul tău. Și este un punct important pe care noi l-am inclus în agenda noastră, și anume rolul pe care o companie îl are în societate. Și în momentul în care o companie trece de 500 de angajați, deja vorbim de un impact semnificativ. Revenind însă la ONG-ul strict de cel de care vorbim, și anume Asociația pentru Relații cu Investitorii la Bursă din România, vorbim de o responsabilitate față de investitori, de o transparență mai mare, de o guvernanță corporativă sau un mod de a face afacerile la un standard mai înalt și aplicând bune practici internaționale. Este cu siguranță o dovadă și o responsabilizare mai mare a companiilor. Este un exemplu de bună practică, dar în plus față de aceasta discutăm și am pus pe agenda de discuție rolul pe care companiile l-au în societate. Aici aș mai puncta și faptul că este deja o tendință internațională ca investitorii să nu se uite doar la cifre. Okay. Sigur că vorbim de rezultate financiare, e foarte important să le avem acolo, dar în plus față de aceasta contează și lucrurile intangibile. Deci pentru investitori contează încrederea, credibilitatea, imaginea acestei sau unei companii în care investesc și un set de indicatori non-financiari, le spunem noi, acestora, care arată atenția pe care o companie o acordă mediului înconjurător, angajaților, altor părți interesate. Și aș da un exemplu foarte simplu, și anume cantitatea de apă utilizată de o companie. Adică este un indicator foarte simplu de comparabilitate. Și nu e la vedere, adică nu e cunoscut de investitor. Nu este cunoscut, sigur, dar venind cu aceste tipuri de informații, ne dăm seama de cât de mult cât de mult are nevoie o companie de la societate pentru a funcționa și cum se preocupă față de mediul conjurător. Și dacă e pregătită să răspundă și la astfel de detalii, minune aparent, dar care contează și ele. De ce sunt investitorii dezamăgiți? Spune la un moment dat într-un interviu că sunt dezamăgiți de comunicarea cu acești antreprenori, cu aceste companii. Adică vreau să listez și nu mai răspund la telefon sau nu mai ofer acele informații? Da, se întâmplă și asta. Tind să cred că se întâmplă din ce în ce mai puțin. Am făcut un studiu în această direcție ca să validăm ce ne spuneau deja investitorii, să avem și cifre în spate și să vedem dacă în cazul companiilor listate la Bursa de Valori București, nivelul transparenței este cel așteptat de investitori. Și am ajuns la concluzia, văzând răspunsurile lor, este că ei se așteaptă la mai multă transparență, la mai multă comunicare. Și este important să trecem de la o comunicare reactivă, în care ei ne caută, bună ziua, vreau și eu să aflu ceva, la o comunicare proactivă, unde compania se duce către investitori, îi caută, poate chiar îi țintește. Prezintă noutăți în cazul în care sunt și completări. Asta este important. Dar nu este doar ceva ce se întâmplă doar în cazul companiilor listate la Bursa de Valori București. Vorbim de nu știu, o epidemie așa a multor companii românești, unde nu se vede sau nu se percepe valoarea comunicării. Ori cercetătorii britanici, ca să-i cităm, au ajuns la concluzia că ok, o comunicare bună îți adaugă 10% la valoarea companiei, dar o comunicare proastă îți cade 20% la valoarea companiei. Deci e bine să pui întrebarea, și ce mai vrea să știi despre mine? Deci mai bine mergi pe o comunicare ușor mai bună decât să nu comunici deloc, că penalizarea este mult mai mare în momentul în care nu comunici. Și na, exemplele sunt multiple în cazul acesta. Ești președintele acestei asociații, Aril, și vreau să întreb dacă o asociație se conduce după un model de business clasic. Eu văd ca un startup acest ONG și Aril, și așa l-am pornit. Inițial, timpul alocat acestui proiect nu era foarte mare în momentul înființării, însă a crescut în ultimele 6 luni și pe măsura creșterii timpului alocat au crescut și proiectele. Iar un ONG are nevoie cu siguranță de finanțare pentru
a crește și a livra obiectivele pe care și le-a asumat. Și aici avem, sigur, susținerea membrilor asociației, atât fondatori cât și cei care ne s-au alăturat în ultimele luni. Dar avem și proiecte proprii care atrag și alți parteneri. Uh-huh. Am lansat de asemenea această cooperare cu societatea corespondentă din Londra pentru a oferi și o certificare în acest sens. Deci, din perspectiva unui ONG în domeniul nostru specific și comparativ cu celelalte ONG-uri din întreaga lume, că, de exemplu, în urmă cu 2 săptămâni ne-am întâlnit 13 asociații din întreaga lume la Paris pentru a vedea fiecare ce a mai făcut, încotro merge ca direcție. Deci ne-am dezvoltat identic celorlalte asociații, sigur, cu 3 linii de venituri, să spun așa, cotizațiile membrilor, evenimente, dar și partea asta de training. Iar ARIR este cea mai nouă asociație pentru relația cu investitorii din lume. O să facă în noiembrie un an. Wow, e nouă. Comparativ, este foarte nouă, comparativ cu asociația corespondentă din America, care a împlinit 50 de ani. Da. Nici România nu e America până la urmă. Păi da, mai avem de lucru în această direcție, dar cred că este importantă abordarea și proiectele, iar strategia. Chiar dacă este un ONG, încercăm să aplicăm ce învățăm și noi de mai departe. Sigur, dar cui aparține această inițiativă de a lansa asociația, chiar ție? Da. Având în vedere că ești președinte, mă gândesc că da. Da, am inițiat acest proiect și am convins ceilalți. Și membrii de unde vin? De la companii de stat, de la Asociația pentru Supraveghere sau? Da, este un mix de membri. Pe lângă faptul că sunt și eu cofondator, avem alți doi profesioniști în relația cu investitorii, dar mai mult peste 10 companii listate la bursă sau în curs de listare. Pentru că vorbim și de Hidroelectrica ca membru a ARIR, vorbim însă și de companii ca Teraplast, Electromagnetica, Nuclear Electrica, Transelectrica, Bursa de Valori București. Care companii care doresc pe viitor să se listeze la bursă, oare? Da, 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 cu siguranță. Suntem acum în etapă finală cu altă companie în curs de listare. În ultimele 4 luni am atras 3 noi membri, și anume OMV Petrom, Electrica și Antibiotice. E foarte bine. Astfel că e important să creștem această organizație, sigur, și să devenim relevanți în proiectele care, pe care o să le realizăm în piața de capital. Această asociație este prima de profil sau mai sunt în România? Este singura de profil în România. Piața de capital, sigur că din România, este o piață de dimensiune comparativă cu cele din regiune, și în regiune mă refer la cea din Ungaria, ca dimensiune, dar ca valoare de tranzacționare mai avem de recuperat. Și cred că este suficient o singură asociație. Ideea e să avem mai mulți membri și să avem mai mulți profesioniști interesați de a-și dezvolta abilitățile în această direcție. Pe site-ul asociației, la secțiunea blog, văd foarte multe evenimente, seminarii și așa mai departe, cursuri. Aceste cursuri vin în sprijinul companiilor și totodată reprezintă cursurile acestea o dovadă și o sursă de finanțare pentru ONG? Cu siguranță, în funcție de eveniment, avem principal 2 evenimente mari pe parcursul unui an, și anume un forum cu foarte multe aspecte practice și concrete pe care îl realizăm în mai. În mai 2019 a fost prima ediție și în 28 mai 2020 va fi a doua ediție, dar și o gală unde împreună cu institutionalinvestor.com, este o platformă internațională, am intervievat sau am văzut opinia investitorilor instituționali în ce privește cei mai buni comunicatori cu investitorii. Deci în gala din noiembrie vom premia cel mai bun director general, cel mai bun director financiar, cel mai bun profesionist în relația cu investitorii, dar și cea mai bună companie în comunicare. Avem și o parte de vot a publicului. Deci la gală premiem și recunoaștem practic cele mai bune practici, iar la forum vorbim de
niște lucruri mult mai practice. Dar este o combinație. Acum, inspirația sau colaborarea vine foarte mult din colaborarea cu alte asociații din Europa mai îndeaproape. Ce fac bulgarii, ce fac nemții, ce fac cei din Marea Britanie. Sigur că ne-am dorit să ajungem la nivelul asociației din America, dar, de exemplu, în America ei deja au lansat un grup de lucru pentru a analiza viitorul acestei profesii. Ori noi încă suntem la început. Asta este. Daniela, e multă responsabilitate în ceea ce se cheamă mediul de business românesc. Cum vezi tu doza de responsabilitate aplicată în afaceri? Cum spuneam, cred într-o mai multă legătură între mediul de afaceri și cel al ONG-urilor. Sigur că sunt multiple discuții despre ce fac anumite ONG-uri sau că nu fac suficient, dar chiar discutând cu mai mulți reprezentanți și ai mediului de ONG, dar și din partea guvernului, am ajuns la concluzia că ONG-urile fac foarte mult politică publică sau ce ar trebui să facă mai mult statul, iar statul face mai mult munca ONG-urilor. Deci cred că ar trebui o ușoară echilibrare și anume o mai bună dialog, cooperare, o mai bună conexiune între companii și ONG-uri, astfel că împreună să poată să dezvolte proiecte, iar statul să rămână pe zona de politici publice. Că deși noi inițial am pornit foarte mult pe ideea de bune practici, de implementarea celor mai bune standarde, am ajuns să ne implicăm foarte mult și în partea asta de reglementare și să urmărim în principal proiecte europene, pentru că sunt foarte multe noutăți legislative sau noi rapoarte, noi directive care vin de la Uniunea Europeană și inevitabil ne lovim de ele pentru că pentru membrii contează aceste proiecte. Daniela, pentru că am răspunsul tău cu privire la această campanie, vreau ca împreună cu telespectatorii să urmărim campania de responsabilitate socială aplicată în afaceri și ne întoarcem aici în platoul la Business la Superlativ. Caravana este dotată cu un mamograf, dar și cu un cabinet ginecologic. Câte vieți se salvează în felul acesta atunci când ești în locuri cât mai îndepărtate de marile orașe? Aceste unități au făcut peste 30.000 de teste gratuite, sunt oferite gratuit femeilor și am depistat în jur de 2.000 de cazuri. Cazuri pe care n-ar fi fost depistate dacă nu mergeam acolo. Deci ai salvat, ne-am salvat, suntem cu toții safe. Deci vă rog, dacă ținem unul la celălalt, dacă ne iubim unul pe celălalt, să ne testăm. Asta vă rog și cu siguranță că vom avea o societate mai sănătoasă din acest punct de vedere. Am însă o mare admirație pentru femeile care se lovesc de mari greutăți în viață, care iau pe proprii umeri creșterea copiilor pentru că nu au parte de sprijin în cuplu, să spun așa, care creează și un business, la început poate pentru a-și rotunji veniturile, apoi pentru că devin pasionate de ceea ce fac și pot mișca lumea în direcția bună. Am revenit și suntem în continuare la Business la Superlativ. Daniela, Șerban, ne apropiem cumva de final și pentru că în general invit antreprenorii, nu vreau să te denumesc antreprenor, te denumesc în această seară lider și vreau să întreb dacă ești un lider rațional sau unul emoțional. Întrebare foarte bună. Aș tinde către rațional și aș veni cu argumente, sigur, ca un lider rațional și anume faptul că istoric vorbind, vin din finanțe și finanțiștii sau economiștii tind mai mult către cifre, reguli, strategii, Excel-uri, să fie decizii totul bune, hotărâte. Foarte clar, toată lumea să știe ce are de făcut. Dar e foarte importantă și partea asta de emoție și asta se vede când faci lucrurile cu pasiune și poate mai mult intuiția. Să vezi încotro să mergi, momentele iarăși sunt foarte importante pe care le alegi și cred de asemenea în proiecte dinamice și așa este și felul meu de a fi și entuziasm pentru proiecte noi, dar și dinamic și foarte concentrat pe acțiune.
Da, deci ce avem de făcut? Ce avem de bine, făcut? vorbim, dar okay. Ce avem de făcut, să când se întâmplă și așa mai departe. La acțiune, tot am vorbit despre companii românești, companii importante, de prestigiu, listate la Bursa de Valori. Și dacă ar fi să facem așa un top 5 pentru tine, și care au fost cele mai importante 5 companii care te-au marcat într-un sens pozitiv din România? Asta e o întrebare foarte interesantă, pentru că trebuie să definim niște criterii atunci când vorbim de companiile care m-au marcat. Cred că este important să le enumăr pe cele care m-au impresionat din perspectiva comunicării cu investitorii sau lucruri pe care le-au făcut mai deosebit. Și menționez de multe ori, de câte ori am ocazia, discursul președintelui MedLife, Mihai Marcu, în ziua listării companiei, discurs care a schimbat cursul acțiunii, aș putea spune, și întotdeauna este văzut ca un vizionar, ca un lider și este foarte apreciat de investitori. Și listarea MedLife este una din cele mai de succes listări la Bursa de Valori București. O să mă leg oricum în principal de companii listate la bursă, pentru că pe acelea le cunosc mult mai bine. Aș menționa aici și Purcari. Purcari este compania producătoare de vinuri. Și mulți dintre noi am și consumat sau am încercat-o la propriu. Și m-au impresionat prin modul în care au comunicat la ultima întâlnire cu investitorii, și anume au organizat o sesiune de degustare, au făcut o comparație între produsele lor și și produse foarte scumpe din străinătate, și au această comunicare proactivă și foarte apropiată de investitori, și cred că aici este important. Și alte companii pe care le-aș menționa sunt alte trei, pe care poate noi le cunoaștem mai puțin, dar sunt absolut impresionante în ce privește modul cum fac producție sau industrie în România, pentru că vorbim de companii care sunt implicate în procese de producție cu valoare adăugată foarte mare. Și aici mă refer la Teraplast, la Alro și la Electromagnetica. Sunt companii, spuneam, sunt prea puțin cunoscute de publicul larg, pentru că sunt foarte serioase în ce fac ele. Și vizitând aceste locații și fabrici, vorbim de Teraplast, foarte specializat în producția de mase plastice. Vorbim de Electromagnetica, care produce stații de încărcare mașini electrice. Poate nici nu știm asta. Au produse de ultimă oră și utilaje de ultimă oră. Și vorbim de Alro, unul dintre cei mai mari producători de aluminiu. Da? Deci sunt companii care își pun amprenta pe ce înseamnă România, sunt companii exportatoare și cu siguranță merită o atenție mult mai mare. Iar ca implicare și ca rol al meu în această asociație este să facem mai mult cunoscută povestea acestor companii. Pentru că vorbim generic de companii listate la bursă, dar de fapt este important să vedem fiecare caz în parte și fiecare situație în parte, pentru că e foarte importantă povestea fiecărei companii. Ca să aducem în discuție o mână întinsă care nu spune o poveste, nu primește bani. Deci, din punctul acesta de vedere, oricum sunt fan fabrici și producție cu valoare adăugată, dar chiar sunt companii care sunt foarte sănătoase, au o viziune, au o strategie, au un impact. Și cred că merită mai mult atenția noastră. Foarte important, și chiar pe final trebuie să înțelegem care este strategia pe care o implementați pentru următorii ani la ARIR. Cred că este important să ne consolidăm ca un grup de companii. Sigur că le unesc pe toate faptul că sunt companii listate la bursă, dar sunt unele dintre cele mai mari companii românești, care cu siguranță au un impact în societate, în domeniu, în zona lor, poate, da, că vorbim și de o diversitate teritorială. Este important să ne consolidăm ca și grup, este important să creștem această organizație, să aducem tot mai mult în discuție rolul unei companii listate, rolul comunicării, rolul profesioniștilor în comunicarea cu investitorii, și să lansăm proiecte noi care să aducă împreună comunitățile
relevante, da? Vorbim de companii listate, investitori, analiști, poate și presă, și să contribuim în ultimul rând la dezvoltarea pieței de capital și cred că asta ne dorim cu toții, să avem o piață mai mare, să avem mai multe companii care ajung la bursă, poate avem mai mulți investitori, uh-huh, cu siguranță care vin la bursă. Și cred într-un proiect care are rezultate. Sigur că vorbim de un an de activitate și... Dar deja foarte multe acțiuni, de ce nu? Cu siguranță, dar... Pare de 5 ani la vechime. Da, vă imaginați ce o să fie în 3 ani de acum, da, încolo. Uh-huh. Deci planurile sunt mari. Este important în fiecare zi să fim atenți la ce se întâmplă, să fim alături de membrii noștri și împreună cu membrii. Uh-huh. Să construim acest proiect. Uh-huh. Îți mulțumesc tare mult, Daniela Șerban, și îți doresc succes. Mulțumesc. Vă mulțumesc și dumneavoastră că ne-ați urmărit. Sunt Flori Stoian și vă dau întâlnire joia viitoare aici la 7 TV. Să aveți o seară frumoasă și nu uitați să gândiți business. Acest program a fost oferit de Maurer Imobiliare.